În această seară, trebuie să vă fac o mărturisire. Cu asta trebuie să încep. Mă uit peste această sală arhiplină și nu-mi vine să cred că suntem în Italia. Mă întreb, se poate în Italia să se adune atâția tineri pentecostale, atâția tineri creștini la oaltă? Cel ce v-a adunat la oaltă este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau însă să-mi exprim aprecierea față de pastorul Marius Livanu, care a avut această inițiativă. Domnul să te binecuvânteze, frate Marius, pe tine și toți aceia care s-au care implicat în lucrarea de organizare a acestei conferințe. Dragii mei, când mă uit peste adunarea aceasta, că am zis că fac o mărturisire. Mă încearcă un sentiment de mândrie. Bine ați zis, frate, mai ziceți o dată. Laudă Domnului. Cred că o mândrie din asta ne iartă Domnul, trag nădejde că ne iartă Domnul, pentru că sunt mândru să văd câți are Domnul aici. De altfel, trebuie să spun un adevăr pe care îl cred. Biserica pentecostală a fost concepută de Dumnezeu în ceruri. Credeți asta? Apoi a fost ansamblată de Dumnezeu în România. Credeți asta? Și după aceea a fost exportată de Dumnezeu în Europa. Și mă uit la dumneavoastră când zic că a fost exportată de Dumnezeu în Europa. Trebuie să înțelegeți un lucru. Pe care unii dintre dumneavoastră îl știu bine. Marfa de export nu poate fi oricum. E marfă bună. De aceea mă uit cu bucurie și cu mândrie spre dumneavoastră, cei ce v-ați adunat aici. Sunteți ai Domnului și trebuie să rămâneți ai Domnului. Sunteți chemați de Domnul să vă împliniți menirea acolo unde Dumnezeu v-a așezat. În Italia, în Austria, în Germania în Franța sau oriunde în altă parte, fie ca Dumnezeu să-și pună mâna peste voi în continuare și să vă folosească pe fiecare dintre voi. Tema acestei conferințe ne obligă la acțiune pe fiecare dintre noi. Cu câțiva ani în urmă, nu puțin, destul de mulți ani în urmă, după ce am avut un botez în biserica noastră, l-am întâlnit pe unul dintre tinerii care tocmai se botezase, l-am luat prietenos de umăr și am zis, dragul meu, cum e acum după ce te-ai botezat? Eram încă acolo în biserică unde e baptistierul și a zis, frate Nelu, așa m-aș fi bucurat dacă Domnul m-ar fi chemat acasă de acolo din baptistier. Ce bine ar fi fost dacă mă duceam atunci acasă. Și am zis, dragul meu, Domnul nu te-a chemat acasă atunci, pentru că Domnul are trebuință de tine. Ei bine, dragii mei, din nefericire, mulți dintre noi nu înțelegem rostul pentru care Dumnezeu ne ține aici pe pământ, rostul pentru care Dumnezeu ne poartă pe pământ, dintr-o parte în alta, dintr-o țară în alta. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte astăzi că biserica este chemată să fie folositoare împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Și întrebarea pe care trebuie mereu, mereu să o aibă în vedere biserica este aceasta. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Sau extinzând lucrurile și aducându-le la fiecare dintre mădularele bisericii, întrebarea trebuie să fie aceasta. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Dragii mei, Biserica trebuie să planifice, dar nu numai pentru cer. Din nefericire, prea mult predicăm în bisericile noastre doar despre răsplătirea care ne așteaptă acolo, uitând că Dumnezeu are nevoie de noi aici, pe pământ, unde ne-a lăsat. Răsplătirile vin atunci, la capăt. Prea adesea planificăm ca biserică doar lucruri pentru cer sau, dacă vreți, vorbim despre cum vor părăsi credincioșii pământul și uităm să luăm în considerare că noi suntem chemați să schimbăm pământul aici unde ne-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să ne implicăm și să facem schimbări majore. Dragii mei, atunci devine biserica irelevantă când ea planifică doar evadarea din lume și atâta tot. Dar ne-a chemat Domnul Isus să învățăm de la fii viacului acestuia. Uitați-vă dumneavoastră că avem de învățat toate organizațiile de pe pământ, planifică obiective pe care le urmăresc cu fidelitate în ciuda vremurilor pe care le trăim. Îi auziți vorbind de faptul că vine criză și organizațiile de aici de pe pământ se pregătesc să facă față crizei. Agenda bisericii, dragii mei, este legată doar de scoaterea oamenilor din lume și din păcate nu este legată de dorința de a birui lumea. Vă rog să nu uitați că Mântuitorul a spus următoarele cuvinte, Ioan 16 cu 33, V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dacă Domnul a biruit lumea, trebuie să înțelegem că și noi suntem chemați să umblăm ca niște biruitori în această lume. Sunt multe situații în care biserica este folosită doar ca să dea credibilitate agendei pe care o are lumea. În realitate, biserica ar trebui să aibă propria ei agenda aici, pe pământ, cu privire la lume. Nu vedeți că lumea este într-o continuă schimbare? Noi, oamenilor, în general, foarte adesea nu ne plac schimbările. Și de cele mai multe ori credem că menirea noastră este aceea de a sta de a și de a ne împotrivi oricăror schimbări. Ei bine, mesajul pe care vi-l aduc în această seară se numește schimbare prin implicare. Și vreau să vă chem pe toți cei ce sunteți astăzi prezenți aici, vreau să-i chem pe cei ce sunt conectați cu noi prin internet, să înțelegem că noi avem din partea lui Dumnezeu chemarea de a face schimbări pozitive în această lume printr-o implicare a fiecăruia dintre noi. Schimbările sunt inevitabile în această lume. Însă, datoria noastră este să învățăm cum să ne adaptăm la fiecare schimbare în așa fel încât să putem împlini misiunea pe care ne-a încredințat-o Domnul. Uneori credem că e o virtute să ne punem de a curmezișul și să nu lăsăm să se schimbe ceva. E foarte interesant. Citeam cândva despre un bătrân care la sărbătoarea orașului a fost intervievat, era cel mai bătrân om din orașul respectiv. S-au dus reporterii la el și au început interviul așa. Domnule, ați trăit atâția ani în orașul acesta. Ați văzut așa de multe schimbări. Spuneți-ne cum evaluați schimbările pe care le-ați văzut de-a lungul vieții. Știți ce a răspuns bătrânul? A zis așa? Da, am văzut multe, multe schimbări. Și totdeauna am fost împotriva schimbărilor. Dar ele oricum s-au produs. Indiferent de voința mea. Ce vreau să spun cu asta, dragii mei? Dragi tineri creștini, lumea nu ne vrea implicați. Lumea nu vrea să ne băgăm în treburile ei. Dar Dumnezeu ne-a așezat ca să trăim în lume și avem un mandat din partea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. Aduceți-vă aminte că ucenicilor în lume le-a spus Domnul: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Duceți-vă și faceți ucenici. Domnul a dat un mandat bisericii sale pentru lumea aceasta. Și tocmai de aceea vreau astăzi. Să subliniez acest adevăr. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să fim implicați în a aduce schimbări pozitive în această lume. Amin! Față în față cu schimbările, creștinul trebuie să fie proactiv, nu reactiv. Reacția n-ajută, ea vine prea târziu. Trebuie să recunoaștem cu capul plecat și cu rușine chiar. Creștinii s-au mulțumit doar să reacționeze în fața schimbărilor de-a lungul multor ani. Și asta ne-a pus în situația de a folosi mult mai târziu beneficiile schimbării. Cu zeci de ani chiar mai târziu. Ia gândiți-vă dumneavoastră, când a apărut radioul, știți care a fost reacția creștinilor? Respingere. Nu-i de noi. Nu-i bun. Astăzi mulțumim Domnului că avem posturi de radio evanghelice. Slăvim pe Domnul pentru asta. Dar gândiți-vă dumneavoastră dacă noi am fi acceptat lucrurile acestea de la început, dar am avut reacția aceasta care a întârziat biserica din a se bucura de beneficiile pe care le poate câștiga. Televiziunea când a apărut. La fel, respingere. Ne punem de-a curmezișul. Mulțumim Domnului astăzi pentru Credo TV, și pentru posturile de televiziune care transmit adevărul și îl duc din casă în casă. A apărut internetul și în față de internet au fost reacții. Dragii mei, de ce vă spun toate acestea? Ca să înțelegem încă o dată, creștinul trebuie să fie proactiv, să facă schimbările totdeauna să fie favorabile împărăției lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! față în față cu schimbarea, Există câteva categorii de oameni. Există oameni care sunt spectatori la schimbare. Ei devin victime ale schimbării. Fac schimbările cu ei orice. Apoi sunt oameni care sunt implicați în schimbare. Ei devin agenții ai schimbării. Și apoi sunt oameni care inițiază schimbarea. Inițiatorii ai schimbării. Și mă rog Domnului, ca dintre cei ce sunt la conferința aceasta, să se ridice, să intre în lume și să zică, Doamne, noi vrem să inițiem schimbări care să aducă slavă numelui Tău. Dacă nu hotărâm noi ce să schimbăm în jurul nostru, altcineva va hotărâ, altcineva va hotărâ schimbările, dar trecând cu tăvălugul peste convingerile noastre. Misiunea bisericii, așa cum a fost lăsată ea de Domnul, este aceea de a iniția schimbări. Mergeți în toată lumea și ce? Și faceți schimbări în viețile oamenilor. Când zice și faceți ucenici, schimbați-i pe oamenii aceia, ajutați-i să se schimbe. Mergeți și inițiați schimbări în viața oamenilor. În toate domeniile. În politică ce ziceți? E voie să căutăm să se facă schimbări. Mă rog Domnului ca politica să fie o politică plăcută Domnului. Ce credeți, în școală e necesar, în sistemul educațional e necesar să se facă schimbări? Să ne ajute Domnul să facem schimbări după voia lui Dumnezeu? În economie, în afaceri, ce ziceți? Nu putem să fim oameni care să fim factori ai schimbării? Vreau să vă aduc aminte astăzi că Dumnezeu este agentul de schimbare, este de fapt chiar inițiatorul Bunelor schimbări. Iar noi trebuie să urmăm modelul lui. Dumnezeu s-a implicat acolo unde era haos, acolo unde era tohu, vabohu, și Dumnezeu a zis să fie lumină, și a fost lumină, și Dumnezeu a zis să fie asta, să fie cealaltă. Dumnezeu s-a implicat. Dacă nu suntem noi cei ce inițiem schimbarea, zic încă o dată, altcineva o va face. Foarte probabil căutând să producă schimbări pe direcție greșită. Dacă nu poți iniția schimbări pozitive, dragul meu, cel puțin caută să opui rezistență în fața schimbărilor negative care vin peste lumea aceasta. Vreau să vă aduc aminte un lucru. Schimbarea este inevitabilă. E drept că schimbarea ne scoate din confortul nostru, ne scoate din rutina noastră și ne provoacă în fiecare zi. Însă, frumusețea vieții să știți că nu stă în monotonia ei, ci frumusețea vieții stă tocmai în faptul că în fiecare zi se schimbă ceva. Sunt oameni care iubesc schimbarea, o caută, o inițiază. Și sunt oameni care n-ar vrea să se schimbe nimic sau dacă se schimbă să nu se schimbe mare lucru. Schimbarea de fapt este absolut necesară acolo unde este viață. Nu se poate viață fără schimbare. Ce ați zice dacă ați vedea un bebeluș de care vă bucurați că s-a născut? Că nu se schimbă. Nu crește. Ați zice ceva nu e în regulă nu e așa că înțelegem cât de necesară este schimbarea? Sau ce am spune dacă vremea nu s-ar schimba niciodată? Ce ar fi numai arșiță și n-ar mai veni un pic de răcoare? Sau ar fi numai frig și n-ar veni un pic de căldură? Nu se poate, viața aceasta implică schimbări, ele sunt obligatoriu, sunt obligatorii pentru existența noastră a fiecăruia. Schimbarea este o întorsătură care s-a produs la ceva sau la cineva spre ceva nou. Viața noastră aici pe pământ este permanent supusă schimbării. Uneori schimbările se produc foarte rapid, alteori ele sunt un proces și durează multă vreme. Realitatea este că schimbarea este singura modalitate prin care putem să avansăm, să câștigăm ceva. Și atunci vreau să înțelegem că și în împărăția lui Dumnezeu schimbarea are un loc cheie. Practic, schimbarea este o lege a vieții aici pe pământ și fiecare aspect al vieții este supus schimbării. Lumea fizică este supusă schimbării, relațiile sunt supuse schimbării, cariera este supusă schimbării, chiar convingerile noastre adesea. Stabilitatea este un concept iluzoriu, mă aduc aminte un vers din tinerețea mea care zice așa tulburătoare visuri efemere, v-am cunoscut de mult zădărnicia, statornică-i doar nestatornicia, iubirea, jurămintele, himere. Ei bine, vreau astăzi să înțelegem că schimbarea vine oricum. Dar ceea ce facem noi în fața schimbării ne definește pe noi ca oameni și conferința aceasta numită implicat, menită să ne cheme pe fiecare dintre noi să ne implicăm în a face lucruri bune, ne provoacă această conferință să înțelegem cum putem să stăm în fața schimbării. Aș vrea să spun că, față în față cu inevitabila schimbare, putem avea poziții diferite. De exemplu, schimbare prin delăsare. Poate vi se pare ciudat cum sună. Schimbare prin delăsare? Poate să fie schimbare prin delăsare? Da, poate. Numai că nu o hotărâm noi, o hotărăsc alții. Schimbarea vine oricum. Dacă noi nu facem planuri de a ne adapta la schimbare sau dacă nu conștientizăm venirea ei, vom suferi consecințe nedorite. Ce ați zice dumneavoastră? Vreau să ilustrez asta. Ce ați zice despre un om? Care stă pe calea ferată cu bagajele sub cap, se odihnește într-o zi însorită, aude că vine trenul, vede că vine trenul și el stă liniștit cu bagajele lui. Ce urmează acolo? Distrugere. Și el, și bagajele lui, totul este distrus. Dar, dacă omul acela care stă pe calea ferată, unde nu trebuie să stea, dar să zicem că stă, aude că vine trenul, se ridică în dată și ia bagajele, le pune la o parte, se dă la o parte. Schimbarea care vine nu afectează pe el. Vă spun lucrul acesta, dragii mei, ca să înțelegem că de lăsarea te face să fii ca unul care știi că vine trenul, vede trenul venind și el continuă să stea nemișcat pe calea ferată și îl așteaptă pieirea. Acceptarea schimbării, fără a face planuri cu privire la ea, E ca și cum ai preda controlul vieții tale hazardului. Nu mă interesează ce se întâmplă. Poți deveni o victimă a circumstanțelor. Dacă nu faci planuri, ajungi să trăiești la mila circumstanțelor, a ceea ce se întâmplă în jur. Dacă nu faci nimic în fața schimbării, îți vei rata viitorul. În fața schimbării omul înțelept acționează. Când alegi pasivitatea în fața schimbării, alegi de fapt stagnarea, alegi de fapt declinul și alegi de fapt pierirea, ratarea vieții. Pasivitatea în fața schimbărilor este foarte problematică. Și aceasta pentru că înseamnă că ignori legea vieții, care este schimbarea. O ignori. Și asta conduce în mod sigur la stagnare și declin, zic încă o dată. Înseamnă când. Când stai cu pasivitate în fața schimbărilor, înseamnă renunțare de bunăvoie la implicarea ta în destinul vieții tale. Înseamnă să pierzi ocazia de a crește și de a te dezvolta. Înseamnă să devii o victimă a circumstanțelor. Schimbările vor veni împotriva ta în loc să le faci să lucreze pentru tine. Când aștepți schimbarea cu delăsare, te vei întâlni cu eșecul în mod sigur. Însă există un alt mod de a sta în fața schimbărilor. Dacă am zis schimbare prin delăsare, vă zic schimbare prin confruntare. Adică atunci când vine schimbarea, mă iau de piept cu ea. Ce înseamnă asta, dragii mei? Vă dau un exemplu. Știți că în Roma antică, luptele de gladiatori erau foarte populare, erau la ele acasă. Știți că în Coloseum se adunau sute și mii de oameni care ovaționau ori de câte ori sângele unui gladiator curgea acolo și era ucis un gladiator. Și lucrul acesta a durat multă, multă, multă vreme. Până când, într-o zi, un creștin cu numele Telemach, un creștin venit din Asia Mică, a venit până la Roma. Și a văzut mulțimea aceea de oameni adunați la Coloseum, s-a apropiat de Coloseum, a intrat și el împreună cu cei mulți, a văzut despre ce este vorba acolo și a zis: Ăsta e un lucru care cu siguranță nu-i place lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Telemach? A pătruns în mijlocul arenei, acolo unde gladiatorii se luptau între ei și a strigat cu glas tare să-l audă tot Coloseumul, a strigat cu glas tare: În numele lui Isus Hristos, opriți-vă! Știți ce s-a întâmplat atunci? La un semn al împăratului a fost ucis. A căzut și a murit Telemach. Dar a rămas în istorie omul acesta. Implicarea lui a rămas în istorie. De ce? Pentru că a creat un curent de opinie în întreg imperiul care l-a obligat pe împărat să decreteze la scurtă vreme încetarea în tot imperiul a luptelor de gladiatori. Cine a făcut asta? Un om? Un om care a știut că trebuie să se implice. Un om care a știut că nu e normal să stea cu mâna în sân, că nu e normal să stea cu mâinile încrucișate, ci în fața valului de rău, el a hotărât să se pună de-a chiar dacă a plătit un preț pentru asta. Există posibilitatea de a face schimbări prin confruntarea situațiilor și a circumstanțelor nefavorabile. Tineri creștini, vocea noastră trebuie să fie auzită atunci când dezaprobăm păcatul. Trebuie să ni se audă vocea atunci când păcatul și răul caută să-și facă loc în societate. E datoria noastră să spunem nu. Vocea noastră trebuie să fie auzită. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta. Să dezaprobăm răul și să luptăm pentru bine. Faptele noastre și atitudinile noastre trebuie să se pună de-a trendului păcătos din lumea aceasta. Citeam undeva despre un credincios care evangeliza într-un oraș rău famat, într-un oraș în care păcatul era la culme și a evangelizat și la început s-au adunat câțiva curioși în jurul lui, l-au ascultat după aceea numărul celor care s-au adunat scădea tot mai mult, tot mai mult. Și omul acesta continua să predice, se ducea în fiecare zi în piață și predica Evanghelia lui Hristos. Și la un moment dat au început oamenii să-l bat jocorească. Și după mai multe zile, un trecător care era pe acolo l-a întrebat omule, nu vezi că nu te ascultă nimeni? Nu vezi că oamenii te bat jocoresc? De ce mai predici Evanghelia? De ce nu te oprești? Și a zis, nu mă opresc, pentru că nu vreau să ajung și eu ca ei. Trebuie să faci ceva ce îți ție în putință ca să te păstrezi pe tine un om al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, nu uita, Dumnezeu nu se împacă cu răul și cu păcatul. Dumnezeu nu se împacă cu nelegiuirea lumii acesteia. Și Dumnezeu vrea să facă din tine un agent al schimbării. Am fost chemați să fim sare și lumină. De ce credeți că Domnul folosește aceste metafore când zice voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii? Pentru că și sarea și lumina sunt elemente aducătoare de influență. Dacă ai aprins lumina într-o încăpere întunecoasă, deodată se schimbă totul. Dacă ai pus sare într-o mâncare, deodată se schimbă gustul. Creștinii sunt lăsați de Dumnezeu în lumea aceasta să fie agenția ai schimbării, să contribuie la schimbarea înspre bine a acestei lumi. Și pentru aceasta, creștinii trebuie să facă eforturi, să se implice la aceasta. Dar nu vedeți dumneavoastră că este o luptă a influențelor? Lumea caută să influențeze Biserica și Biserica este lăsată de Dumnezeu în lume să influențeze ea lumea. Și mulțumesc Domnului că de-a lungul istoriei. Civilizația iudeo-creștină se datorează faptului că biserica și-a împlinit misiunea. Și dacă în Europa avem civilizație, avem civilizație pentru că biserica și-a înțeles de-a lungul istoriei menirea. Dar nu e drept să lăsăm biserica să-și să piardă rostul și să-și uite misiunea. Tocmai de aceea sunteți adunați într-o ocazie ca și aceasta și sunteți chemați, de Dumnezeu prin conferința aceasta, la implicare. De ce? Pentru că suntem datori să rămânem sare, să rămânem lumină în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne! Este datoria noastră să confruntăm răul, e datoria noastră să oprim răul, este o misiune a fiecăruia dintre noi ca urmaș al lui Hristos. Iată, dar, în fața schimbării, Putem să vedem schimbare prin delăsare, putem vedea schimbare prin confruntare. Și acum, lăsați-mă să zic ceva despre schimbarea prin implicare. Aici este cheia chemării pe care Domnul vrea să ne o facă prin acest mesaj astăzi. Cineva zice așa, dacă vrei să-ți faci dușmani, încearcă să schimbi ceva. Și mare adevăr a zis cel ce a zis asta. De vrei să-ți faci dușmani, încearcă să schimbi ceva. Nu e simplu să te implici în a face schimbări, deoarece cei mai mulți oameni evită schimbarea și vor să se asigure că rămân în zona de confort. Însă, vă rog să fiți atenți la ceea ce vă spun. Cel mai matur act al omului legat de înțelegerea mandatului său pe acest pământ este acela de a iniția schimbări care să aducă glorie lui Dumnezeu și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Asta e maturitatea. Să-ți înțelegi mandatul de a iniția schimbări care să aducă glorie lui Dumnezeu și care să lărgească împărăția lui Dumnezeu. Inițierea de schimbări face diferența între cei ce stau pasivi, între cei ce se opun schimbării, pentru că a iniția schimbări este un lucru care seamănă cu lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am spus mai înainte că Dumnezeu a inițiat schimbări și vrea să ne vadă că suntem oameni care inițiem schimbări. Maturitatea celor ce inițiază schimbări se vede prin faptul că ei dovedesc că au înțeles legea vieții. Care este o permanentă schimbare. Oamenii care văd schimbarea ca pe o oportunitate. Orice se schimbă, e o oportunitate. Ei sunt oameni care iau în serios viața, înțelegând că trebuie să trăiască viața după mandatul divin și nu după circunstanțe. Cei ce inițiază schimbări sunt oamenii ai credinței, care înțeleg să trăiască prin credința în Dumnezeu și cred că Dumnezeu îi poate folosi pentru lucruri mari. Am fost atent la ceea ce spunea fratele Andrei la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Oameni obișnuiți, oameni care au pus la dispoziția lui Dumnezeu un ac, un coș sau altceva de felul acesta, au reușit să facă schimbări majore. Ori, dragii mei, maturitatea unui om se vede prin faptul că înțelege chemarea lui de a iniția schimbări. Ca să fii un inițiator al schimbării, e foarte important să faci câteva lucruri, să înțelegi că schimbarea este o lege a vieții, așa a lăsat-o Dumnezeu aici pe pământ, toate lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Și apoi e important să planifici schimbarea. Să știți, planificarea nu este doar un exercițiu organizatoric, ci este un act spiritual care presupune credință. Presupune călăuzire din partea lui Dumnezeu, presupune purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Până la urmă ormei, planificarea face diferența între oameni și animale. Știți dumneavoastră că animalele reacționează în timp ce oamenii planifică? Capacitatea de planificare a omului se datorează originii lui. El a fost creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu planifică, tu, omule, ești chemat să faci planuri, dar înveți zice pasajul din Iacov. Cum e cu planurile acestea, tu care zici, mă voi duce și voi face? Nu uita ce spune Iacov. Fă planuri, dar fă-le împreună cu Dumnezeu. Și când vei face planuri cu Dumnezeu, planurile acelea au sorți de izbândă. Omul matur, omul care inițiază schimbări, așa cum am spus, înțelege ce e viața și care e rostul lui aici pe pământ. Înțelege că trebuie să planifice schimbări și, de asemenea, urmează cu consecvență cursul schimbării. Așadar, există trei tipuri de oameni: oameni care inițiază schimbarea prin implicare personală oameni care sunt spectatori la schimbare și oameni care nici măcar nu știu că se produce vreo schimbare în jurul lor. Și acum, dragii mei, vă chem să ne uităm la un exemplu biblic, ca să înțelegem că un om obișnuit, un om ca și tine și un om ca și mine, oameni obișnuiți, Pot să facă schimbări majore în lumea aceasta atunci când înțeleg să se implice. Să ne uităm care este implicarea care aduce schimbare. Și vreau să pun ca exemplu înaintea dumneavoastră un om pe care l-a folosit Dumnezeu într-un mod special ca să facă istorie în poporul iudeu, pe Nemia. Nemia este omul care a dat un curs diferit istoriei poporului iudeu. Omul care a dat un curs diferit care a adus o schimbare cetății Ierusalimului. Cum a făcut lucrul acesta? Implicându-se. Dragi tineri, vreau să vă aduc aminte că acest Neemia era un iudeu care fusese luat din casa lui împreună cu mulți alții și dus în capitala imperială, Țineți minte că în scriptură avem prezentați mai mulți dintre aceia care au fost mulți din cetatea lor, din țara lor și duși în capitala imperială. De data aceasta, când vorbim despre Nemia, capitala era la Susa, la Imperiul Persan. Acolo era Nemia. Și cine era Nemia? Un om cu statut de rob. Dar un om care lucra lângă împăratul Persiei, de ce credeți că lucra lângă Artaxexe? De ce credeți că lucra lângă el? Și interesant, avea o slujbă specială de paharnic. Paharnicul era omul de încredere al împăratului, omul care supraveghea ce mănâncă împăratul, cum se pregătește mâncarea împăratului, ce bea împăratul, să nu se atingă ceva rău de împărat. Știți cum și-a câștigat Nemia încrederea împăratului? Prin faptul că a dovedit un caracter aparte. Ei bine, acest nemia, nu uităm, avea statut de rob, un om obișnuit pe care Dumnezeu alege să-l folosească. Trebuie să mă opresc aici puțin, să mă uit din nou spre cei ce au umplut în această seară până la refuz sala aceasta. Aș vrea să știi că și pe tine. Te poate folosi Dumnezeu și pe tine te poate folosi Dumnezeu, și pe tine te poate folosi Dumnezeu, și pe tine te poate folosi. Poate ai complexele tale, poate zici cine sunt eu, ce pot să fac eu. Lipesc mesajul acesta de mesajul fratelui Andrei. Și vă aduc aminte că Dumnezeu folosește oameni obișnuiți, oameni ca și noi. N-ai dreptul să faci un pas în spate zicând să se implice ăștia la alți că ei pot. Cel ce ne capacitează să putem să ne implicăm este Domnul. Și tocmai de aceea suntem la o conferință creștină în locul acesta, ca să ne aducem aminte că în lumea aceasta se produc schimbări, dar nu e normal ca prezența noastră să nu fie nici măcar simțită acolo, ci normal este ca noi să fim agenții ai schimbării oameni care se contribuim la schimbările din lumea aceasta și dacă cel rău încearcă să pună schimbările pe topoganul acesta al păcatului și să ducă lumea spre pierzare, să ne punem de-a și să zicem nu! Lumea nu are dreptul să meargă pe direcție greșită. Noi suntem aici ca să fim sare și lumină. Suntem aici ca să facem schimbări pozitive. Tu poți să fii folosit de Dumnezeu ca și Neemia de altfel. Așa a folosit Dumnezeu oameni obișnuiți. Cine a fost Avram în Ur? Altă dată, a fost un nimeni, un necunoscut, un om care n-avea un nume. Dumnezeu l-a chemat și a zis, îți voi face un nume. Și vorbesc despre Avram astăzi oamenii din toată lumea. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a făcut un nume. Avram s-a implicat în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din el un popor. Nu e interesant să vezi ce face Dumnezeu cu oamenii care se implică? Vă rog să vă gândiți, dumneavoastră, Estera, o fată orfană, o fată a nimănui crescută de unchiul ei, care la un moment dat a fost chemată să se implice și s-a implicat pentru soarta poporului ei și pentru că Estera s-a implicat poporului Dumnezeu, a căpătat viață și a trăit. Înțelegi că și tu poți să fii o Esteră. Și tu poți să fii un Avram, și tu poți să fii un David, copilașul acela cu păr bălai, pe care l-a folosit Dumnezeu pentru că a ales să se implice, să apere onoarea lui Dumnezeu. Și tu poți să fii o Maria, ca și Maria din Nazaretul de altă dată, pe care Dumnezeu a ales să o folosească pentru că a vrut să se implice în planul lui Dumnezeu. Nemia era așadar un om obișnuit, care trăia la Susa. Un om obișnuit care a făcut schimbări foarte mari. Puterea implicării este așa de mare. Puterea implicării poate să schimbe destinul unui popor. Implicarea este ceea ce ni se cere fiecăruia dintre noi ca să putem vedea marile schimbări pe care le face Dumnezeu lucrând prin oameni dedicați și implicați. Uitați-vă la Neemia. Îl folosim ca exemplu. Implicare prin asumare. Fiți atenți, el era la Palat la Susa, lângă împărat. Imaginați-vă că la Palat condițiile de confort erau bune. Era acolo în confort și la un moment dat el a întrebat despre ce se întâmplă pe acasă, ce se întâmplă cu Ierusalimul. Și veștile pe care le-a auzit l-au tulburat nespus de mult. S-a tulburat Neemia de ce? Pentru că și-a asumat o povară. Și-a asumat povara de a face ceva pentru poporul lui Dumnezeu. Și-a asumat această povară. Și fiți atenți. După ce a aflat starea jalnică în care se găsea cetatea Ierusalimului și poporul iudeu, nu s-a mulțumit să zică, asta nu e problema mea, problem problema mea e să fiu aici la susa. Nu s-a mulțumit cu asta. Nu s-a mulțumit la gândul că e bine pentru el acolo unde se află el și nu contează ce se întâmplă dincolo. Nu! Și-a asumat, mi-e drag Neemia, și-a asumat pocăința pentru popor. Stă înaintea lui Dumnezeu, se uită la promisiunile lui Dumnezeu, se uită la cuvântul lui Dumnezeu și zice, Doamne, poporul acesta a greșit, a păcătuit împotriva Ta. Dar Neemia se roagă, se pocăiește pentru popor și a asumat pocăința, și a asumat purtarea poverii pentru poporul său, și a asumat purtarea poverii pentru cetatea Ierusalimului. Dragi tineri, de multe ori vedem probleme în jur și plecăm de acolo repede zicând Nu-i problema mea. Ba da, e problema ta, de aceea ți-a pus-o Dumnezeu înainte. E problema ta să te implici, să faci ceva atunci când vezi că lucrurile nu merg bine. Asumă-ți să faci, să faci ceva pentru binele celor ce suferă. asumă să faci o schimbare favorabilă împărăției lui Dumnezeu. Iată-l pe Enemia, întâi implicare prin asumare, după aceea implicare prin rugăciune. Mi-e drag să mă uit la Enemia, primul lucru pe care l-a făcut, după ce a auzit despre starea jalnică a Ierusalimului, primul lucru a fost rugăciunea. Nu a acționat, nu a făcut absolut nimic înainte de a se ruga. Uitați-vă la rugăciunea lui, vă rog să citiți cartea Neemia, nu e o carte foarte lungă, faceți-vă timp. Uitați-vă, s-a rugat și a cerut lui Dumnezeu călăuzire, și a cerut lui Dumnezeu putere. Adică, după ce și-a asumat această povară, după ce a înțeles că el trebuie să facă ceva, a înțeles că el nu poate singur, și a cerut de la Dumnezeu să-i binecuvânteze mintea ca să aibă călăuzire, să știe cum, și să-i binecuvânteze Dumnezeu eforturile ca să-i dea Dumnezeu putere să facă ceea ce și-a asumat. În rugăciunea lui, dacă ne uităm, el recunoaște credincioșia lui Dumnezeu, recunoaște promisiunile lui Dumnezeu și se roagă cu credință pentru restaurarea pe care numai Dumnezeu putea să o aducă. Dar el a zis, iată-mă, Doamne, aici sunt, folosește-mă pentru această restaurare. Dragi tineri, înainte de a ne implica în acțiune, trebuie să ne implicăm în rugăciune. Rugăciunea e temelia oricăror acțiuni sănătoase. Dacă vreți acest exemplu de implicare a lui Nemia, omul întâi și-a asumat o lucrare, după aceea s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea călăuzire și putere. După aceea, în al treilea rând, implicarea lui Nemia n-a fost doar prin asumare, n-a fost doar prin rugăciune, ci a fost prin planificare. Uitați-vă la Nemia cum a făcut planuri. Zicea Domnul Isus în Luca 14 așa, că și cine dintre voi dacă vrea să zidească un turn nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Asta a făcut Nemia. A planificat și a făcut planuri, a așteptat să-l sfătuiască Domnul, să-i dea Domnul înțelepciune. A făcut planuri, Neemia, dar nu de unul singur, ci le-a făcut împreună cu Dumnezeu, în rugăciune. A făcut Neemia un drum de analiză, să vadă cum stă cetatea. Și apoi ne uităm la Neemia după implicare prin asumare, după implicare prin rugăciune, după implicare prin planificare, vedem la el implicare prin acțiune. După luni de rugăciune, Neemia și-a asumat curajul de a acționa, pentru că era nevoie de curaj ca să acționeze. Cum? Întâi a zis, mă voi duce la împărat. S-a implicat acționând înaintea împăratului. Să ai curajul să stai înaintea împăratului? Știți care era rostul paharnicului și a celor ce slujau la masa împăratului? Ei aveau rostul să-l facă pe împărat să aibă o bună dispoziție să zâmbească împăratul. Să ai curajul să te duci în fața împăratului cu fața tristă? Cum ai acest curaj? Curajul acesta i-a fost dat lui Nemia de credința pe care o avea în Dumnezeul căruia se rugase. Și știți ce a făcut Dumnezeu? I-a dat trecere și succes. A stat împăratul și în loc să zică, Nemia, cum îndrăznești să te prezinți în fața mea cu fața tristă? Știi ce a zis împăratul? Nemia, de ce ți-e tristă fața? Și apoi Nemia s-a deschis înaintea Împăratului, pentru că Dumnezeu i-a dat trecere înaintea Împăratului. A avut curajul de a sta cu tristețea lui în fața Împăratului. A avut curajul de a cere Împăratului să lase să plece pe el care era rob. Imaginați-vă ce curaj. Împărat, sunt eu rob, dar lasă-mă să plec. <laughs> curaj? De unde venea curajul acesta? Din credința că se implică într-o lucrare care este plăcută Domnului. Și nu numai atât. Nu numai că a avut curajul să-i ceară împăratului voie să plece, dar știți ce a mai făcut? A avut curajul să ceară împăratului scrisori de acreditare. Împărate, mă voi duce acolo, am nevoie de lemn. Nu scrii să ne dea lemn. scriele celor de acolo să ne dea niște piatră. A avut curajul și îndrăzneala să facă aceasta. Dragi tineri, înțelegeți voi că implicarea prin acțiune ne face ca împreună cu Dumnezeu să îndrăznim să facem lucruri mari. Împreună cu Dumnezeu poți să stai în fața Împăratului, poți să stai în fața președintelui, poți să stai în fața oricui, când ești implicat împreună cu Dumnezeu. De aceea vă chem astăzi, dragi tineri, rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea credința aceea care să pună în voi curajul de a vă implica. Și Nemia s-a implicat nu doar în fața Împăratului. Când s-a implicat în fața Împăratului, toate ușile s-au deschis. Mare este Domnul. Dar uitați-vă ce mai face El s-a implicat acționând în fața potențialilor colaboratori. Pentru că nimeni nu poate să facă o lucrare bună de unul singur, ci lucrarea împreună. Dacă l-ați întrebat pe fratele Marius cum a pus la oaltă conferință aceasta, vă va spune, am colaborat cu ăia, am colaborat cu ceilalți. Nu pot să faci o lucrare bună fără să adun colaboratori pe lângă tine. Se -i ajuți să înțeleagă viziunea pe care o ai, dorința ta de a te implica. Se ajuți să-și dorească să se implice alături de tine. Și fiecare e important pentru asta. Uitați-vă la anemia, implicare prin acțiune. Iar după aceea ne uităm la anemia și vedem implicare prin colaborare. Pentru că rezidirea cetății Ridicarea zidurilor era un proiect uriaș, era nevoie de mulți oameni implicați. Uh, un comentariu pe care l-am citit spunea că lungimea zidurilor era de aproximativ 4 km pe o înălțime de 12 metri cu o grosime de aproximativ 2,5 metri. Era nevoie să aibă o echipă mare de colaboratori. Lucrul în echipă și adunarea de colaboratori în implicare este esențială. Iartă-mă, Andrei, că fac mereu apel la ceea ce ai spus. Ia gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos, în fața marii mulțimi, au venit ucenicii și au zis, Doamne, ce să facem cu ei, trimite-i acasă! Și Domnul a zis, dați-le voi să mănânce. Și a căutat Domnul colaborator și a pus pe ucenici să caute colaborator și a găsit pe unul atâta. Unul mic, un colaborator mic. Ești tentat câteodată să zici, dar ce poate să ofere unul din ăsta? Dragii mei, când e vorba de colaborare, efortul fiecăruia contează. Fiecare om este important. Important, nu toți erau zidari, dar fiecare știa să facă ceva. Fiecare venea să contribuie cu ceea ce avea el. Deci, implicare prin colaborare este esențială și asta, după aceea trebuie să spun că Nemia demonstrează că implicarea lui a trebuit să capete și un alt aspect, implicare prin apărare, pentru că orice schimbare ridică dușmani care vor cu orice preț să împiedice schimbarea sau să o oprească. Uitați-vă la Anemia, prima dată s-a ridicat Tobie și s-a îmbalat, au început să-l jocorească, au început să zică nu se descurajare, după aia jocură, ridiculizare, amenințare. După aceea, chiar sabotaj. Și Nemia, împreună cu cei ce lucrau acolo, într-o mână aveau mistria și într-o mână au trebuit să ia sabia. Și au zis, trebuie să apărăm schimbarea. Nu se poate, ne-am implicat. Trebuie să apărăm schimbarea aceasta bună pe care trebuie să o facem. Dragi tineri, adesea e nevoie de luptă ca să aperi cursul schimbărilor pozitive. Vreau să vă aduc aminte, în încheierea mesajului meu, că Dumnezeu v-a adus la această conferință cu un scop clar. Nu l-am întrebat pe fratele Marius ce l-a mânat sau cum l-a mânat Duhul Sfânt spre o astfel de tematică a conferinței implicat. Nu l-am întrebat. Dar știu un lucru, că dincolo de fratele Marius și planurile lui, este Dumnezeu care vrea acum în secolul 21 tineri implicați pentru cauze drepte, pentru cauze de apărare a împărăției lui Dumnezeu, pentru cauze de apărare a Evangheliei și vă rog să nu uitați dragi tineri, Domnul Isus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, a lăsat un mandat celor ce erau ai lui, celor ce erau ai lui. Și a spus: trebuie să faceți schimbări în lumea aceasta. Vine vremea răsplătirilor. Doamne, ce răsplată vom avea noi care am lăsat totul și te-am urmat? Ne gândim la răsplătiri, vin răsplătirile, dar știți pentru cine vin? Pentru oamenii care se implică aici pe pământ să facă schimbări favorabile împărăției lui Dumnezeu. Puneți întrebarea, dragul meu, care este implicarea ta în a aduce beneficii împărăției lui Dumnezeu pe pământ? Te-ai implicat tu în schimbarea vieții unui om S-a făcut în această seară colectă pentru ITP. Știți care e rostul ITP-ului? Să facă schimbări, pregătind oameni care să se implice și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Se va face probabil pentru APME, că a fost mesaj despre APME. Știți care e rostul APME-ului? Să pregătească oameni care să se duc peste hotare, în alte culturi, în alte țări și să facă acolo schimbări pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, Vreau să te rog fierbinte, acum la încheierea cuvântului meu. Vreau să te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Stai înaintea Domnului și zi: Doamne, vreau să fiu un agent al schimbării. Vreau să fiu folosit de tine. De aceea dă-mi harul să mă implic. Și aș vrea acum că închei mesajul. Aș vrea să auzi de la cel de lângă tine o chemare la implicare. De aceea vreau să vă rog, întorceți-vă spre cei din jur. Dacă toți s-au ridicat cântăreții, haideți să ne ridicăm și noi. Întorceți-vă spre cei din jur și spuneți-le aceste cuvinte, dați mâna cu ei încă o dată și spune așa, fii un agent al schimbării, implică-te. Asta spune cuvintele acestea, fii un agent al schimbării, implică-te. Spune asta și după aceea Rămâi cu gândul și cu dorința de a te implica. Amin!